seara, bun găsit la știrile Gorj TV, iată principalele subiecte ale ediției. Ion Călinoiu rămâne suspendat, prefectul Gheorghe Paraschivu nu a revocat astăzi ordinul de suspendare din funcție. În aceste condiții, Călinoiu rămâne suspendat din funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, până când tribunalul va decide altceva. Se conturează competiția electorală pentru primăria Târgu Jiu. Sâmbătă și duminică au mai fost lansați doi candidați pentru fotoliul de primar. Despre cine este vorba, aflați în câteva momente. Pandurii au remizat cu Dinamo în deplasare, iar antrenorul Edi Iordănescu a fost din nou trimis în tribune. La fel s-a întâmplat la toate meciurile cu Dinamo. Detalii la sport. Prefectura Gorj nu a revocat ordinul prin care Ion Călinoiu a fost suspendat din funcție. Inițial, prefectul Gheorghe Paraschivu a anunțat că a analizat adresa primită de la ANI și, deși aceasta spune clar că Ion Călinoiu nu trebuia să fie demis din funcție decât în baza unei sentințe stabilite de instanță, juriștii prefecturii au înțeles altceva. Președintele suspendat, Ion Călinoiu, a reacționat imediat. Spune că nu este deloc surprins de ultima decizie a prefectului și că deja s-a adresat instanței de judecată cu două solicitări. Prima este de suspendare a ordinului prefectului, iar cealaltă de anulare a ordinului prefectului. În afara celor două plângeri din contenciosul administrativ, Ion Călinoiu va depune și plângere penală împotriva prefectului pentru abuz în serviciu. Călinoiu crede că încetarea mandatului său este o execuție a grupurilor de interese. A făcut și câteva nominalizări. Urmărim declarațiile oferite în urmă cu doar câteva momente. Adresată la ANI în conformitate cu decizia luată de dumneavoastră. Da, exact așa am spus și asta. A fost total invers. Acum nu mă pot pronunța dacă a fost invers sau altfel. Aștept un referat de la structura juridică. În cât timp îl veți primi? Ce să primesc? Referatul de la structura juridică. Eu cred că astăzi o să-l primesc. Și o să vă comunic. E posibil să dispuneți revocarea în cursul zilei de astăzi? Repet, aștept referatul de la structura juridică. Ce veți face în privința ordinului, după răspunsul ANI? După răspunsul ANI, care este foarte clar, care nu face altceva decât să-l confirme pe primul răspuns, sunt și mai mult sigur că ordinul prefectului trebuie revocat și voi solicita revocarea acesteia. Astăzi trebuia să contestați. Ați mai contestat în instanță? Păi da, e firesc acum. Revocarea are loc pe care de instanță sau din proprie inițiativă. Până nu se pronunță, e foarte clar lucrul ăsta, o hotărâre judecătorească prin care raportul să devină definitiv și să se adeverească incompatibilitatea, nu am nicio problemă. Eu cred în continuare pe prezumția de nevinovăție și o voi demonstra și în instanță. Președintele suspendat al Consiliului Județean i-a cerut prefectului să revoce așadar ordinul prin care i-a încetat mandatul săptămâna trecută. Călinoiu a anunțat că a cerut și în instanță acest lucru. Chiar dacă prefectul nu a retras ordinul de suspendare, Călinoiu a declarat în această dimineață că acest lucru nu-i va încurca planurile politice, în speță candidatura pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Județean. Ordinul prefectului trebuie revocat și voi solicita revocarea acesteia. Astăzi trebuia să contestați. Ați mai contestat în instanță? Păi da, e firesc acum. Revocarea are loc pe care de instanță sau din proprie inițiativă? Spuneți-ne, în aceste condiții nu sunteți împiedicați să depuneți candidatura? Mă refer la proces, că s-ar putea să dureze. Nu, până nu se pronunță, e foarte clar lucrul ăsta. O hotărâre judecătorească prin care raportul să devină definitiv și să se adeverească incompatibilitatea, nu am nicio problemă. Prefectul așteaptă în continuare verdictul de la direcția juridică din cadrul prefecturii, condusă de Liviu Diaconescu. Este o adresă care are foarte mulți termeni juridici și prefer să se pronunțe structura de specialitate juridică. Deci chiar este o adresă complexă. Asta în condițiile în care, săptămâna trecută, Paraschivu anunța că știe din surse sigure că ANI va fi de acord cu suspendarea lui Călinoiu. Dacă este o sursă autorizată, nu pot să o spun, să zic așa. Însă ce afirm cu certitudine este că nu a avut vreo incidență, să zic, în luarea deciziei. Decizia era deja luată. Sursa autorizată mi-a spus doar că o să primim și o adresă de la ANI. Exact așa m-am și exprimat în conferința de presă de joi seara.
În ultimele zile, liberalii au cerut prefectului să nu cedeze presiunilor și să nu retragă ordinul de suspendare. Ordinul nu poate fi anulat la comanda propagandei PSD, mai ales că inclusiv Ministerul Afacerilor Interne a emis o adresă prin care solicita prefectului de Gorj să respecte legea și să emită ordinul de încetare a mandatului lui Călinoiu. Mai mult decât atât, PNL Gorj constată cu indignare faptul că o instituție a statului, cum este Agenția Națională de Integritate, alimentează o polemică în spațiul public cu angajații prefectului Gorj și consideră că motivul acestei polemici este sesizarea pe care Liviu Diaconescu a înaintat-o DNA în această speță, notează PNL Gorj într-un comunicat de presă. Prefectul Gheorghe Paraschivu spune că și de această dată va lua o decizie în urma referatului întocmit de juriștii prefecturii. Situația lui Călinoiu a fost comentată și de către deputatul UNPR, Luminița Adam. Jurist de profesie, deputatul a declarat la Târgu Jiu că prefectura nu trebuia să-l suspende din funcție pe Călinoiu dacă mai avea un proces în instanță. Dacă decizia a fost contestată de actualul președinte de Consiliu Județean în instanță, nu ar fi trebuit să fie suspendat, ar fi trebuit să se aștepte ca decizia instanței să rămână definitivă. Deci cred că s-au grăbit puțin și revenirea Anii, bănuiesc că au explicat același lucru, întărește ceea ce spun eu. Adică există lege, există un parcurs firesc al justiției și trebuie terminat, trebuie dus până la capăt. Ion Călinoiu a fost suspendat din funcție joi seară, târziu după terminarea programului, iar vineri după amiază, Ani a revenit cu o adresă prin care sublinia că nu trebuie să-l suspende până la pronunțarea instanței. Interesant este că, într-o speță asemănătoare, Ani a avut un punct de vedere total diferit față de cel din cazul Călinoiu. Este vorba de speța deputatului Petre Roman, unde Ani a insistat să-i fie încetat mandatul după ce a pierdut primul proces prin netimbrare, chiar dacă era un al doilea proces pe rol. Mai multe deputații din Comisia Juridică au fost amendați cu 2000 de lei fiecare pentru că ar fi tergiversat luarea unei decizii. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că dacă deputatul Victor Ponta va scăpa de acuzațiile penale, are toate șansele pentru un viitor politic frumos. Vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, a avut loc termenul de judecată în care Victor Ponta, Dan Șova, Laurențiu Ciurel și alții doi directori din CEO au fost audiați. Fiecare inculpat în frunte cu Ponta a spus în fața instanței că nu recunoaște acuzațiile formulate de DNA și că dorește să-și formuleze o apărare. Primul care va fi audiat în acest dosar la termenul viitor, de la începutul lunii aprilie, va fi fostul director general al CEO, Laurențiu Ciurel. Nu, să fiu foarte sincer, dacă va fi condamnat de instanță, cred că nu mai are. Dar dacă va câștiga procesul, are. Este un om tânăr. Se conturează competiția electorală pentru primăria Târgu Jiu. La sfârșitul săptămânii trecute au mai fost lansați doi candidați pentru fotoliul de primar. Liviu Andrei și Marius Vlaicu au intrat în cursa împotriva lui Florin Cârciumaru din partea Partidului Mișcării Populare și din partea UNPR Gorj. La lansarea lui Andrei a participat și președintele Partidului Traian Băsescu. Fostul prefect al județului Gorj, Liviu Andrei, a declarat că, citez, gorjenii s-au săturat să mănânce doar fasole timp de 20 de ani și acum îi doare burta, am încheiat citatul. Ca tratament, Andrei le propune iaurt. Partidul Mișcarea Populară și-a desemnat candidații la alegerile locale sâmbătă în prezența lui Traian Băsescu. La Dovaci, pe domnul Gabi Giurcă. La Târgu Cărbunești, pe domnul Ion Fugaru. La Turceni, pe domnul profesor Cordescu. Liviu Andrei este candidatul PMP la primăria Târgu Jiu și a început discursul prin a taxa ce n-au făcut cei dinaintea lui. Nu o să pot să promit prea mult, pentru că sticla nu mai există. Fabrica de mobilă e rasă. Cărămida, avem hipermarket acolo. Țigaretele, catacombe. Berea noastră, cea bună și ieftină, s-a dus pe apa Sâmbetei la vale. Toate s-au ras. Au rămas câteva pici picolea. Pe acolo să mai încercăm câteva mici mutații. Ce trebuie să facem noi, ce n-au făcut alții. Iar fostul prefect al județului Gorj a continuat cu o comparație cel puțin ciudată la adresa politicienilor aflați acum la putere. Nu poți să mănânci fasole 20 de ani și să ai pretenția să nu te doară burta. E inadmisibil. Așa că invit pe toți în iunie
să vină alături de noi, alături de mine, de toți colegii mei și să încercăm un borcan de iaurt. Fiți convinși că nu o să ne mai doară burta. Duminică a venit rândul UNPR să anunțe candidatul la primăria Târgu Jiu. Prin vicepreședintele Marius Vlaicu a intrat în această cursă. Vlaicu a declarat că este conștient că PSD este un partid puternic și bine organizat, însă are încredere în echipa sa de campanie. Nu vom face joc de glezne, nu mai suntem la training, la antrenament. Mă voi prezenta în fața cetățenilor să reușesc să-i conving să pună ștampila pe UNPR, pe Marius Vlaicu, pe candidații la Consiliul Local, pe candidații la Consiliul Județean. Florin Cărciumaru, candidatul PSD Gorj, nu se sperie de cei doi. Viața, doamnă, îți oferă multe. Nu este vorba numai de domnul Liviu Andrei, că în momentul de față, este contracandidat. Ia că încă un exemplu, Marius Vlaicu și multe alte exemple. Eu mă bucur că de-a lungul anilor am avut candidați sau contracandidați, oameni de valoare din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj. De fiecare dată am câștigat. Părerea mea că cu sprijinul cetățenilor voi câștiga și de această dată. Pe lângă cei trei, în bătălia electorală au mai intrat liberalul Octavian Lupulescu și scriitorul Laurian Stănchescu. ALDE va desemna candidatul la primăria Târgu Jiu la sfârșitul acestei luni. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Robert Filip, va rămâne fără funcție. UNPR a decis să-i retragă sprijinul după ce a anunțat că va candida din partea ALDE la primăria Rovinari. Deja solicitarea a fost transmisă prefecturii, care ar trebui să-l elibereze din funcție pe Robert Filip. Din păcate, dumnealui nu a cuplat, a spune, la programul nostru, a ales altă cale. Evident că nu pot să fii membru UNPR și candidat la un alt partid pentru alegerile locale, nu știu, de primar la Rovinari sau altă. Am avut o discuție cu dumnealui și după toate aceste discuții l-am rechemat în echipă, zic, ușa e deschisă, puteți să veniți când doriți, nu a dat niciun semnal, este alegerea lui și nu mai e nimic de comentat. Robert Filip a fost exclus din UNPR și a rămas fără sprijin pentru funcția de consilier județean. Datorită lipsei la activitățile organizației, la ședințele organizației, datorită neplății cotizației de partid și datorită declarațiilor publice că va fi candidatul ALDE la primăria orașului Rovinari, am decis, în primul rând, excluderea domnului Robert Filip din rândurile membrilor UNPR și retragerea sprijinului politic. Totodată doresc să vă informez că vineri, pe 18 martie, am depus la prefectura județului Gorj și l-am rugat pe domnul prefect cu celeritate să dea curs solicitării noastre de vacantare a postului de consilier județean. Următorul pe lista fostului PPDD este Alexandru Dodenciu. Următorul pe lista fostului PPDD este domnul consilier local actual la Comuna Telești și candidatul nostru la Comuna Telești, domnul Dodenciu Alexandru. Eu sper ca cu celeritate domnul prefect să rezolve această problemă noastră și mie mi s-ar fi părut moral din partea domnului Robert Filip, pentru că este un tânăr care vrea să facă performanță în politică, a fost vicepreședinte de Consiliul Județean și cred că probabil cetățenii din județul Gorj s-au întrebat ce proiecte a făcut dânsul pentru dezvoltarea economică a județului Gorj, dar mi s-ar fi părut moral când își dorește să meargă către o altă formațiune politică să-și fi dat demisia de onoare din rândurile UNPR-ului. Robert Filip a câștigat un mandat de consilier județean în 2012, când a candidat pe listele Partidului Poporului Dan Iaconescu. Tinerii vor pleca pe 11 aprilie într-un marș de protest către guvern. Ortacii și liderii de sindicate vor parcurge pe jos 300 de kilometri ca răspuns la anunțul de disponibilizare, șomaș tehnic și concedii fără plată ale angajaților de la Complexul Energetic Oltenia. Amănunte după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!
La știri, soția fostului primar din Slivilești și-a pus capăt zilelor. Femeia în vârstă de 54 de ani nu a mai putut suporta gândul singurătății după ce soțul ei a murit într-un accident de circulație. Ea era învățătoare la o școală din localitate și a rămas văduvă în urmă cu 3 ani. Un vecin a găsit-o ieri dimineață spânzurată de poarta gospodăriei sale. Femeia a intrat în depresie în urma decesului soțului ei și a urmat chiar un tratament împotriva acestei afecțiuni. Ea locuia în comuna Tehomir și avea 3 băieți, toți la casele lor. În urma acestui eveniment, polițiștii au deschis o anchetă penală pentru moarte suspectă. Mai mulți interlopi din Târgu Jiu au ajuns după gratii vineri seara. 5 persoane au fost implicate într-un scandal dintr-un club din municipiu. 3 bărbați au ajuns la spital în urma conflictului. Una dintre victime a fost înjunghiată. După o noapte în arest, cei 5 au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Mai multe persoane de etnie romă din clanul Sandokan, printre care se numără celebrul Marinica, autorul unei crime cumplite în urmă cu 26 de ani, au fost reținute de polițiști pentru că au fost implicați într-un scandal de proporții. Sunteți vinovați? Ce-ați făcut? Scandalul ar fi pornit de la câteva dedicații, dar și pe fondul consumului de alcool. Un tânăr de 31 de ani l-a înjunghiat cu un cuțit de dimensiuni mai mari pe un alt client de etnie romă aflat în localul respectiv. Scandalul a degenerat și loviturile au fost împărțite în toate părțile. 3 bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. În urma evenimentului au fost reținuți 5 bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 53 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Toți cei 5 au fost plasați sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Minerii vor pleca pe 11 aprilie într-un marș de protest către guvern. Ortacii și liderii de sindicat vor parcurge pe jos 300 de kilometri. Ca răspuns la anunțul de disponibilizare, șomaj tehnic și concedii fără plată ale angajaților de la Complexul Energetic Oltenia. În București, protestatarii vor înmâna guvernului și președinției un memorandum în care își vor afirma și argumenta decizia fermă de a nu accepta închiderea Complexului Energetic Oltenia. Citez, prin ordinul emis, Complexul Energetic Oltenia se află în fața unui pluton de execuție care ne omoară cu gloanțe străine, dar comandat cu râvnă și supunere de cei de la București. Acest lucru fiind o rușine și o trădare fără precedent a cauzei naționale. La capătul marșului nu vă batem cu pietre, dar lupta noastră este pe viață și pe moarte și nu avem de gând să plecăm învinși din fața guvernului și a președinției, se arată într-un comunicat de presă. 2 tineri de 26, respectiv 28 de ani au ajuns în arest după ce au comis mai multe furturi din locuințe. Acestea au fost comise în perioada februarie-martie 2016. Cei doi au sustras bunuri din locuințe și din municipiul Târgu Jiu și din localitatea Lelești. Prejudiciul creat prin această activitate infracțională este de 7.000 de lei. În cauză s-a dispus reținerea autorilor pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 de ore, aceștia fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă IPJ Gorj. Sâmbătă, ei au fost prezentați magistraților din cadrul judecătoriei Târgu Jiu, iar magistrații au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. De astăzi au putut fi depuse cererile pentru tichetele sociale acordate cu ocazia sărbătorilor pascale. La sediul Direcției Publice de Protecție Socială sunt așteptați cu documentele necesare cei care au venituri de până în 300 de lei net pe membru de familie. Termenul limită de depunere a cererilor este 15 aprilie. Formularele de cereri vor putea fi ridicate de către beneficiari atât de la primărie cât și de la sediul Direcției de Protecție Socială. Angajații direcției vor verifica documentele doveditoare ale veniturilor pe membru de familie. Ulterior va fi comandat numărul de tichete sociale în funcție de cererile aprobate. Valoarea unui tichet social este de 30 de lei. Să acordăm tichete sociale acelor familii sau persoane al căror venit net se situează până la limita de 300 de lei pe membru de familie. Valoarea unui tichet este de 30 de lei, se acordă câte un tichet pentru fiecare membru al familiei. Noi am pus la dispoziția oamenilor și un formular de cerere prin care dumnealor își asumă și cele declarate, formular de cerere pe care îl găsesc la direcția noastră, iar chiar pe versul acestui formular sunt menționate documentele necesare, pentru că fiecare cerere trebuie susținută și de documente.
care să ateste atât situația economică cât și cea a familiei. În principiu este vorba despre acte referitoare la componența familiei și actele referitoare la venituri. Tichetele sociale sunt acordate persoanelor nevoiașe atât de Paște cât și în pragul sărbătorilor de iarnă. Pentru a putea intra în posesia ajutoarelor, beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acele familii care solicită acordarea tichetelor nu trebuie să dețină mai mult decât o locuință, deci dacă dețin două locuințe deja nu mai pot să beneficieze de tichete sociale, pentru că ne adresăm categoriilor cu venituri reduse și este un sprijin pe care primăria îl acordă dumnealor. La fel nu trebuie să dețină mai mult de 1000 de metri pătrați teren intravilan sau să nu dețină mașină cu o vechime mai mică de 10 ani sau capacitate cilindrică mai mare de 1600 de centimetri cubi. Anul acesta primăria a alocat peste 40.000 de lei pentru tichetele sociale de Paște. Municipiul Târgu Jiu s-a numărat printre cele 42 de orașe din țară care au marcat sâmbătă ora pământului. La Târgu Jiu, între 20 și 30 de minute și 21 și 30 de minute au fost stinse luminile la primărie, în Parcul Central și în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Mai mulți studenți de la Liga Studenților din cadrul Universității Constantin Brâncuș au lansat lampioane de lângă Coloana Fără Sfârșit. Vântul însă le-a pus probleme și la IPJ s-a stins lumina sâmbătă. Sâmbătă, municipiul Târgu Jiu a marcat ora pământului. În Parcul Central și la Coloana Infinitului a fost beznă timp de o oră pentru a responsabiliza oamenii. Tinerii au fost cei care au avut grijă ca acest moment să nu treacă nemarcat. Este un eveniment care ar trebui să participe mai mulți cetățeni și, de ce nu, cât mai multe evenimente. Sunt oameni în general responsabili? Din câte vedeți și dumneavoastră, nu. Suntem din Republica Moldova și e primul an. E important să marcăm momentul ăsta? Da, e foarte important, pentru că e ceva unic, adică nu s-a mai făcut așa ceva, cred. Vremea însă le-a pus probleme. Bate vânt. Bate vânt, deci atunci măcar se umple foarte Ați reușit să lansați vreunul până acum? Da, am lansat două. Și asta sperăm să fie al treilea. E important să marcăm acest eveniment? Da, desigur. Pentru planeta noastră e important. An de an am ajuns la 6-a ediție. E bine să marcăm ora asta? Da, noi Liga Studenților am oprit curentul în fiecare locația noastră și la căminul studențesc și am încercat să dăm și câteva lampioane. Sper să ne lase vremea în continuare, vântul. Cu drag, în fiecare an, alături de studenți, tineri, ne simțim și noi mai tineri pe lângă ei. Cât de important e să marcăm acest eveniment? Foarte important. Eu zic că din punct de vedere ecologic, toți ar trebui să luăm măcar o oră, să nu mai folosim nimic, energie, să nu mai poluăm. Și Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a marcat acest moment. Toate becurile au fost stinse preț de o oră la IPJ Gorj. Țări de pe întreg globul au luat parte la eveniment prin stingerea luminilor în cele mai importante puncte turistice ale marilor orașe. În total, peste 2 miliarde de oameni au stins lumina de ora pământului. Un bărbat de 54 de ani din Târgu Cărbunești a primit prima sancțiune după intrarea în vigoare a legii antifumat. Omul se afla în gara din Târgu Cărbunești și a fost surprins de jandarmi în timp ce fuma. El a primit avertisment. Amenda este între 100 și 500 de lei pentru persoanele fizice, însă dat fiind faptul că legea a intrat în vigoare doar de câteva zile, jandarmii au mers în aceste zile mai mult pe prevenție. Legea împotriva fumatului a scos oamenii la sfârșitul săptămânii trecute la terase. Amenzi pot aplica polițiștii, pompierii, jandarmii sau polițiștii locali. După 165 de ani, sabia lui Tudor Vladimirescu va reveni în județul Gorj. Una dintre cele mai celebre sabii din România va fi expusă la Muzeul Județean din Târgu Jiu în perioada 18-22 aprilie. Expoziția a fost promovată și la Târgul de Turism al Olteniei, care s-a desfășurat la Craiova. Sabia lui Tudor Vladimirescu se află la Muzeul Național de Istorie a României și este de proveniență orientală, având în vedere aspectul acesteia. Forma lamei este încovoiată cu tăișul în exterior. Mânerul din lemn este îmbrăcat în piele presată. Pe lamă este o inscripție în limba turcă indeșifrabilă. Mai există de asemenea și o inscripție arabă, o stea cu 6 colțuri și inscripția adăugată cu litere chirilice, Te Vadim. Sabia va ajunge din nou la Târgu Jiu după 195 de ani, unde va fi expusă pentru câteva zile publicul. Acest lucru se va întâmpla în luna aprilie și coincide cu programul Școala Altfel, lucru care îi face pe organizatorii expoziției să aștepte mii de vizitatori. Sabia va fi împrumutată și va fi expusă
la Muzeul Județean de Istorie. Următorul pas pe care îl facem prin realizarea acestor materiale promoționale, dar și a unui ghid de excursie, cum i-am spus noi, toate aceste materiale vor porni, le vom transmite prin poștă unităților de învățământ din Oltenia, dar și județe conexe, pentru a avea informația că la Târgu Jiu va avea loc o expoziție cu această sabie, dar și, bineînțeles, promovăm alte obiective turistice. Cei care vor să vadă sabia lui Tudor Vladimirescu vor achita o taxă suplimentară de 10 lei, pe lângă cea de vizitare a muzeului. Expoziția va avea loc în cadrul Muzeului Județean de Istorie Alexandru Ștefulescu și va fi o expoziție cu vânzare. Așa cum noi, târgujienii, când mergem și vizităm muzee în toată lumea și în țară, vom avea și aici, și noi vom căuta să facem, să aducem bani la bugetul local punând o taxă de intrare. Un bilet de intrare, bani care, în afară de ceea ce percepe Muzeul Județean de Istorie, să avem și noi, pentru că avem cheltuieli. Sunt oameni care vor fi cazați, pază, transportul sabiei, asigurarea, pentru că este o piesă de tezaur. Această acțiune se va desfășura sub egida Târgu Jiu 610 ani. Asta pentru că anul acesta se împlinesc 610 ani de la atestarea documentară a orașului. Final de martie, cu viscol pe Transalpina la 1600 de metri altitudine, vântul a suflat seara trecută cu 50 de km pe oră, iar stratul de zăpadă ajunge și la 2 metri. Este vorba despre porțiunea de drum de pe Transalpina dintre Rânca și Obârșia Lotrului, care în perioada iernii este închisă din cauza stratului mare de zăpadă. În perioada următoare, drumarii vor interveni cu utilaje și pe această porțiune pentru dezăpăzire. Iar dacă nu va mai ninge, este posibil ca drumul să fie deschis circulației la final lunii aprilie. Turiștii amatori de schiat se pot bucura în continuare de zăpadă în stațiunea Rânca. Ei pot schia pe una dintre pârtii unde zăpada măsoară 40 de centimetri. Situație inedită în gospodăria unui localnic din comuna Scoarța. Scroafa gospodarului a fătat 6 mistreți, deși animalul acestuia este unul domestic. Fericitul proprietar se bucură acum de frumusețea mistreților și spune că îi va vinde imediat ce vor crește mari. Are și clienți pentru minunățile din ogradă, după cum se laudă proprietarul. Doru Cârțână este proprietarul mai multor animale. În curtea sa cresc vaci, oi, dar și un porc domestic. Numai că de aproape 2 luni, acesta s-a trezit în curte cu câțiva porci mistreți. Scroafa a adus pe lume 11 purcei, iar 6 dintre ei sunt mai deosebiți. A chemat veterinarul care i-a lămurit nedumerirea. Cele 6 exemplare sunt metișe dintre porci domestic și mistreț. Cum a fost posibil, un mistreț din pădure a intrat în ograda omului, unde a stat timp de câteva zile alături de scroafă, simțindu-se ca la el acasă. Uitați cum are părul, cum are puf pe sub păr. A venit într-o zi purceaua cu vierul acasă, cu mistretele acasă. A stat 3 zile porcul în grădină lângă purceaua. M-am pomenit la 3 luni cu purcei. Vă așteptați? În 50% mă așteptam ca să facă, dar 50% nu. Că n-am văzut niciodată așa ceva. Mistrețul era mare? Mistretul avea, cred că, 300 de kilograme, peste 300 de kilograme. V-a fost teamă să-l alungați? Nici nu m-am apropiat de el, că a intrat în grădină și ce să-i fac? Oamenii din sat au venit să vadă minunea și să admire exemplarele care au un aspect deosebit față de porcul normal. Unii chiar vor să cumpere câte unul dintre exemplare. Păi și domnul Dogu, aveți de vânzare, domnule? Da. Vezi că ne filmează. Sau vă faceți fermă? Nu am mai văzut. Am înțeles că mai sunt ferme de oameni în Ardeal, mai ales. Ferme de mistreț. Să caută pentru faptul că e carnea, nu e grasă, nu conține colesterol, dar ca să fete nu. Acum 20 ceva de ani a mai fost un caz aici în satul nostru, dar n-au ieșit așa colorați cum sunt ăștia, exact ca mistretele, că am văzut și pui de mistreț pe aceea, dar stă lângă pădure. Despre isprava scroafei au auzit și reprezentanții primăriei Scoarța, care au venit să se lămurească la fața locului. Frumoși, chiar sunt impresionat, am venit să-i văd și eu. Auzisem, dar nu-i văzusem până la această dată. Sincer, sunt totuși mândru că la Scoarța se mai întâmplă și lucruri minunate. Chiar ce am văzut aici în curte la acest gospodar al nostru,
mi-a plăcut. Consumatorii de carne din porc trebuie să știe faptul că există o diferență între carnea provenită de la porcul domestic și cea de mistreț. Cât de diferită este, ne confirmă specialiștii. Da, este mai bună, bate spre carnea de porc mistreț, e cu mai puțin colesterol, bate spre carne de vânat. Deci este mai sănătoasă? Mai sănătoasă decât carnea de porc. Proprietarul metișilor are în plan să păstreze o pereche, iar restul să-i comercializeze. A stabilit și un preț pe măsură. O să opresc o pereche și restul o să o vând la vânzare. Dar o pereche o opresc. Da. Aveți deja clienți? Da, sunt clienți destui. Nu am porcii ca să le dau. Porcii pe care îi crește acum în bătătură sunt deja arvuniți. După cum se mândește fericitul fermier, pentru a face față solicitărilor, omul ar mai avea nevoie de câteva exemplare. Eveniment inedit la Târgu Jiu, sâmbătă, la Biblioteca Județeană Cristian Tel din Târgu Jiu s-a desfășurat spectacolul Privește până vei vedea, realizat de Clubul de Lectură și Creație Labirint al Colegiului Național George Coșbuc din Motru. O călăuză a condus mai mulți cititori prin labirint, vorbindu-le despre viața și opera lui Constantin Brâncuș. Arta nu este o evadare din realitate, ci o intrare în cea mai adevărată realitate, poate în singura realitate adevărată. Numele Constantin Brâncuș. Naționalitate terestră, umană, specie albă. Clubul de lectură și creație Labirint al Colegiului Național George Coșbuc Motru este format din 19 tineri actori. Realizăm astăzi o reprezentație a teatrului senzorial Labirint, existent în cadrul Clubului de lectură și creație Labirint la Colegiul Național George Coșbuc din Motru. Este o formulă inedită, relativ nouă, de educație non-formală, senzorială, cu puțină experiență existentă la noi. Sunt câteva trupe de teatru Labirint în țară. Trupa de teatru senzorial Labirint a pus în scenă un mod inedit de a lua contactul cu genialul sculptor Constantin Brâncuș, tema reprezentației fiind viața și opera marelui artist. Mirosul pământului și-mi tremura de emoție spinarea, ca și cum ar fi trebuit să-mi crească aripi din ea. Îmi răsărea din colțul ochiului, aturile negre se prefăceau în șerpi. Participarea la acest eveniment s-a făcut cu invitație, deoarece intrarea în scenă a traseu a fost programată individual și la intervale dinainte stabilite. Unul dintre obiectivele strategice ale instituției noastre este implicarea în educația non-formală, de aceea acest parteneriat mi se pare unul de perspectivă și a fost important pentru noi să ne alăturăm eforturilor pe care acești copii îndrumați de doamna profesor le fac. Teatrul în Labirint este o premieră pentru Târgu Jiu. Cei care au luat parte la eveniment au explicat că impactul scenelor este imposibil de măsurat, genul de experiență care îți rămâne în suflet peste ani și pe care ai vrea să o repeți, chiar dacă știi ce se va întâmpla. Pandorii au încheiat la egalitate duelul cu Dinamo. Jucătorii lui Edi Iordănescu au remizat în ultimul minut prin Ioan Hora. S-a încheiat 1-1. După reușita lui Hora, antrenorul Edi Iordănescu a fost trimis în tribune de arbitrul Cristi Balaj. Edi Iordănescu a întâlnit de 4 ori Dinamo în Liga 1 și de fiecare dată a fost eliminat. Cea de-a 5-a eliminare pe banca gorjenilor a fost în etapa 17-a în CSMS Iași Pandurii Târgu Jiu 1-0. După această etapă, Dinamo a rămas pe locul 4 cu 27 de puncte, în timp ce Pandurii au egalat la puncte Steaua, 29, însă ocupă poziția 3-a.
Handbaliștii de la Energia Târgu-Jiu au reușit să lege două victorii. Elevii lui Sorin Bârză s-au impus pe teren propriu în fața celor de la HCM Minaur Baia Mare, scor final 27-24. Miza meciului a fost una destul de importantă. Handbaliștii Energiei au tras tare pentru această victorie. Cel mai probabil, după această înfrângere, Minaur va rata accesul în play-off și se va reîntâlni cu Energia în meciurile din play-out. Astfel, cele trei puncte puse în joc sunt acum esențiale pentru lupta din play-out și pentru îndeplinirea obiectivului pentru finalul sezonului, locul 9. Corjenii vor cu orice preț să evite meciurile de baraj. Echipa de basket Energia Târgu Jiu a cedat pe teren propriu în fața grupării BCM Pitești, scor final 72-98. Meciul a fost unul echilibrat, însă jucătorii pregătiți de Ianis Diamantakos nu au reușit o prestație la fel de bună ca în victoria obținută prima etapă trecută împotriva celor de la Dinamo. Pe banca oaspeților s-a aflat sâmbătă chiar fostul antrenor al gorjenilor, Hristușa Pera. După finalul meciului, suporterii au taxat prestația arbitrilor. Basketbaliștii Energiei au fost șicanați în permanență de fluierași, cu decizii uneori ridicole. În ultimul sfert, Energia l-a pierdut pe Santa, eliminat încă din sfertul 3 pentru 5 greșeli personale. Piteștiul s-a impus cu 98-72. Din păcate, noi n-am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor meciului de astăzi. Piteștiul voia neapărat și el victoria. Noi în sfertul 2 practic am cedat mai mult psihic și ei au reușit să creeze o diferență de 20 de puncte. După aceea era foarte greu să revenim. Energia mai are un meci pe teren propriu, iar antrenorul a făcut un nou apel la suporteri. Tehnicianul Ianis Diamantakos a declarat că echipa din Pitești a avut un avantaj. Hristușa Pera a venit astăzi din postura de adversar al Energiei. Nu știu, cumva punctele slabe au avut un avantaj. Știa echipa, jucătorii care au mai rămas. Este normal că avea o imagine chiar detaliată despre modul în care jucam, și pe plan individual, și pe plan colectiv. Deci, în start, da, avea un avantaj. Nu numai acolo s-au pierdut meciul, erau mai mulți factori. Sigur, avea un avantaj. În acest moment, Energia se clasează pe locul 3 în grupa 7-12, având 39 de puncte în cont. Se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV la ora 21. Colegii mei, Gabriela Mladin și Sorin Călugărița, vă așteaptă la emisiunea În Interes Public. Tema din această seară, suspendarea din funcția președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Invitați în studioul Gorj TV, președintele suspendat Ion Călinoiu și avocatul Pantelimon Manta. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 18. O seară frumoasă vă doresc!